Stefănescu, ce are echipa și cum a intrat în ASE? Este debutul de vis pentru grupa asta? Aveau nevoie de așa încredere? Da, este bine. Cred că dintre toate echipele din această grupă, RFS sau cum se numesc ei, sunt cam cei mai, să spun, accesibili. Dar acum încolo va începe greu, așa că e bine că FCSB, că noi românii am început cu dreptul și sper la cât mai multe victorii. Toate că va fi foarte greu. Dar câte puncte vedeți să facă FCSB? Nu știu, nu mă întâlnesc să statistic.